La Teatrul Elisabeta a avut în seara aceasta premiera spectacolul Pescărușul, ultimul act, o producție on stage și Inspira. Este un spectacol de teatru-concert care are muzică post-rock, live, operă. Muzica este semnată de Ovidiu Chihaia, soprană Cătălina Antal, coregrafi, interpreți Ioana Marchidan și Ștefan Teglaș, adică o echipă de oameni foarte tineri care au pornit de la textul piesei lui Chekhov, Pescărușul, chiar de la ultimul act, și au transformat toată povestea celor doi într-o experiență intensă, destul de violentă și în același timp foarte poetică. E un spectacol care are o lumină în care apar foarte mulți pescăruși, o videoproiecție cu pescăruși. Contează foarte mult sunetul, care e o combinație de, cum am spus, noise cu post-rock, cu accente de operă. O coreografie destul de acrobatică, care sugerează o lentoare și o apăsare și o trăire răvășitoare a sentimentelor. Și textul lui Chekhov, care e unul dintre cele mai jucate texte, probabil, în lume, Pescărușul. O poveste foarte frumoasă, de o oră, pe care vă invit eu, ca regizor, Carmeli Davidu, să o parcurgeți la Teatrul Elisabeta de acum. Principalul nu e gloria, nu e strălucirea, nu e ceea ce visam eu, ci puterea noastră de a dura. Să știi să-ți porți crucea și să-ți păstrezi credința. Eu cred și sufăr mai puțin.